Premierul Marcel Ciolacu s-a întâlnit cu echipa de experți și avocați implicată în câștigarea procesului Roșia Montană și le-a transmis recunoștința guvernului și a românilor. Înaintea ședinței de astăzi am invitat la Guvernul României echipa de avocați care a câștigat procesul Roșia Montană pentru România. Ne-am mulțumit în numele românilor pentru modul în care au luptat în acest proces, uneori chiar cu deciziile unor foști prim-miniștri. În toți acești ani grei de proces. Sunt convins că absolut toți românii sunt mândri, ca și mine, că avem asemenea profesioniști de calibru mondial. Le transmit încă o dată avocaților noștri recunoștința Guvernului României și a românilor pentru victorie. Ciolacu a vorbit și despre principalele priorități ale Guvernului pentru perioada următoare. Revenind la prioritățile momentului, vă anunț că principalul efort va fi în următoarele 2 săptămâni să îmbunătățim mecanismele care țin sub control prețurile la energie, gaze și alimentele de bază. Am văzut că inflația a revenit pe o traiectorie descendentă, iar Banca Națională a României prevede că va ajunge sub 5% la finele anului. Scopul nostru este ca pe lângă aceste mecanisme să continuăm să investim în producția românească și să ducem cât mai multe produse locale la prețuri corecte în magazine. Altă prioritate majoră este reorganizarea ANAP ca să creștem eficiența colectării veniturilor la buget. Este nevoie de o coordonare integrată și mai ales de o viziune clară în acțiunea de combatere a fraudei și evaziunii fiscale. Ne-am angajat împreună să modernizăm, să digitalizăm fiscul după 32 de ani de așteptări, ca să asigurăm servicii mai bune pentru toți cetățenii.